Textul nostru din această ocazie se găsește în Apocalipsa, capitolul 12, începând de la versetul 7. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Apostolul Ioan a văzut în viziune, Dumnezeu i-a descoperit în viziune, în timp ce se afla pe insula Patmos, această imagine a conflictului și a acestei lupte dintre bine și rău de la începutul ei și până la sfârșit. Acum, nu este dorința mea să intru în detalii cu privire la tot ce spune aici Apocalipsa, capitolul 12, dar vreau să vă spun doar atât. Apocalipsa, capitolul 12, este un capitol în care noi putem să vedem desfășurarea marii lupte dintre bine și rău de la începutul ei, de la originea ei, până la sfârșit, când va veni Iisus Hristos. Și într-adevăr, dacă priviți în Apocalipsa, capitolul 12, puteți să vedeți această mare luptă între bine și rău prezentată în mai multe faze ale istoriei. Este prezentată marea luptă care a avut loc aici pe pământ, în timpul apostolilor și a momentului în care s-a născut Domnul Iisus Hristos. Apoi este prezentată imaginea marii lupte așa cum a început ea în ceruri. Și apoi din nou, în versetul 6, ne spune cum biserica a fost nevoită să fugă în pustie. Adică prezintă experiența Bisericii lui Dumnezeu în conflict cu această putere. Da? Care o persecută. A ceea ce s-a întâmplat în perioada Evului Mediu. Și apoi din nou, în versetul 7, se schimbă iarăși imaginea și cuvântul lui Dumnezeu vorbește acum despre felul în care a început această bătălie în ceruri. Motivul pentru care Dumnezeu prezintă mai multe imagini în același capitol și aduce în atenția noastră experiența bisericii primare. Și apoi de acolo Dumnezeu merge înapoi la ceea ce s-a întâmplat în ceruri. Și din nou aduce o imagine cu privire la biserica în timpul Evului Mediu. Și apoi din nou o imagine cu privire la ceea ce s-a întâmplat în ceruri, la început. Este pentru că Dumnezeu intenționează ca noi să înțelegem că aceleași principii, același mod în care Satana a luptat în ceruri împotriva lui Dumnezeu, este exact același mod în care Satana luptă acum pe pământ. Observați în versetul 9, am citit împreună, că Balaurul cel mare, șarpele ce vei numi diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Deci Satana și îngerii lui care au luptat împotriva lui Mihail și a îngerilor lui în ceruri au fost aruncați pe pământ. Și vreau să vă pun o simplă întrebare. Ce fac ei aici pe pământ? Ei fac același lucru pe care l-au făcut în ceruri. Adică ei se războiesc împotriva lui Dumnezeu. Însă diferența este următoarea. În timp ce în ceruri Satana a luptat direct împotriva lui Dumnezeu, a lui Mihail și a îngerilor lui. Aici, pe pământ, Satana nu poate să mai lupte împotriva lui Dumnezeu într-un mod direct, da? Pentru că Dumnezeu este în ceruri, iar Satana este aici pe pământ. Dar el face lucrul acesta, luptând împotriva copiilor lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă sugerez gândul că este mai dureros lucrul acesta. Știți, dacă eu sunt părinte și cineva vine și mă lovește, îmi dă o palmă, vreau să vă întreb, este dureros faptul acesta? Este, da? Dar totuși sunt om matur, sunt mare și suport destul de bine această palmă. Dar nu este ceva care să mă distrugă, care să-mi facă atât de mare rău. Și pot să trec mai ușor peste lucrul acesta. Dacă am o inimă bună, îl voi ierta pe fratele meu care m-a lovit. Însă, dragi prieteni, imaginați-vă următoarea scenă. Într-o zi mă plim prin oraș, sunt cu copilașul meu în brațe de un an de zile. Și în timp ce merg, un om vine și lovește cu putere pe copilașul meu, care este în brațele meu, în brațele mele. Vreau să vă întreb. Sunteți de acord că este durerea mai mare ca un părinte să fie martor la felul în care copilul lui este lovit, decât dacă părintele ar fi primit el însuși acea lovitură?
Sunteți de acord că mai mult îl doare pe un părinte în acea situație? Cu siguranță. Și vedeți, Satana știe că el acum nu mai poate să se atingă de Domnul Iisus, de Dumnezeu. Nu poate să-i facă rău lui în mod direct. Și știți ce face Satana astăzi? El îi lovește pe copiii lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta el știe că îl lovește pe Dumnezeu. Gândul acesta ar trebui să ne facă pe fiecare dintre noi. Să ne gândim foarte serios la faptul că ori de câte ori păcătuim, ori de câte ori alegem nelegiuirea, ori de câte ori alegem să mergem de partea celui rău și să împlinim poftele lui și voia celui rău, noi de fapt suntem de acord cu Satana ca să lovească pe Dumnezeu în felul acesta. Noi complotăm cu Satana, dar suntem într-un complot împreună cu el ca să-i facem rău lui Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru și El ne iubește pe fiecare dintre noi. Acum, în imaginea pe care o avem prezentată, cum vă spuneam, conflictul care a început în ceruri, felul în care a început acest conflict, natura conflictului, pentru că despre lucrul acesta vom studia împreună, a fost mutată pe pământ. Cu alte cuvinte, ceea ce vom studia că s-a întâmplat sus în ceruri, este exact ceea ce se întâmplă și astăzi pe pământ. Satana luptă în același fel. Și observați că în imaginea aceasta este adusă în atenția noastră o idee interesantă. Spune că în cerul s-a făcut un război. Este folosită această expresie, război. Când vorbim despre un război, noi ne imaginăm două armate care se luptă una cu alta și care folosesc tot felul de arme. Da? În lupta aceasta. Aș vrea să vă spun că războiul despre care vorbește aici Sfânta Scriptură nu este un război fizic, literal. Nu s-au folosit nici săbii, nici arme, nici alte lucruri, nici violență și forță fizică. Nu în felul acesta s-a luptat Satana în ceruri. Observați în expresia aceasta folosită de Sfânta Scriptură, spune Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și îngerii lui. Adică se pare că Mihail avea îngerii lui și balaurul sau Satana avea și el îngerii lui. Dar întrebarea se pune, cum de-a reușit Satana să aibă îngerii lui? Pentru că la început, noi după cum știm, toți îngerii erau al lui Dumnezeu, dar creați de Dumnezeu. Cum a reușit Satana să tragă pe îngeri de partea lui așa încât el să aibă îngerii lui? Și să creeze două tabere? Înseamnă că între îngerii lui Dumnezeu s-a produs o despărțire, o zguduire, o cernere. Și mă întreb, oare cum a reușit Satana să producă acea zguduire acolo în ceruri? Despre lucrul acesta aș vrea să studiem, prieteni, pentru că aș vrea să vedem că războiul care a fost dus în ceruri nu este un război fizic, ci este un război care se dă pe tărâmul spiritual. Și același război care a început acolo sus a fost mutat aici pe pământ. Satana luptă în același fel. Și aș vrea acum să pătrundem puțin dincolo de cortină și să vedem despre ce este vorba. Aș vrea să vedem care este natura acestui conflict care a început în ceruri. Vă invit așadar să deschidem acum Cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 14. Pentru că aici Biblia ne vorbește puțin despre această imagine, ne aduce în atenția noastră modul în care s-a întâmplat lucrul acesta, da? Cum a căzut Lucifer. În Apocalipsa, capitolul 12, am citit că Satana și îngerii lui au fost aruncați pe pământ. Deci el a căzut din ceruri. Și acum aș vrea să citim împreună și să vedem care a fost motivul pentru care Satana a căzut. Isaia 14, cu versetul 12, spune așa. Cum ai căzut din cerul ceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Cu alte cuvinte, în această exprimare, Isaia vrea să spună cum a fost posibil lucrul acesta. Tu, fiu al zorilor, Lucifer strălucitor. Și, într-adevăr, Lucifer a fost un înger de lumină care era mai presus de toți îngerii. A fost făcut, creat de Dumnezeu cu foarte puțin mai prejos de Dumnezeu însuși. Și acum, exclamația aceasta, cum a fost posibil ca tu să cazi? Haideți să vedem ce s-a întâmplat de fapt în realitate. Uitați-vă ce spuneți în versetul 13, Ce spunea Satana în inima lui? Sau cu alte cuvinte, ce gândea Satana? Ce se afla în mintea lui? Și apropo, prieteni,
Biblia spune, din prisosul inimii vorbește gura. Adică, noi nu știm exact ce cuvinte rostea satana, dar noi putem să vedem cum gândea satana. Și dacă știm cum gândea satana, noi știm că acestea au fost ideile pe care el le-a propagat în mijlocul celorlalți. Pentru ca să-i atragă pe îngeri de partea lui. Uitați ce spune. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezei noapte. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel preanalt. Acum vreau să vă spun un lucru interesant. Când citim expresia aceasta, mă voi sui pe vârful norilor. Vreau să știți că norii în Sfânta Scriptură nu reprezintă norii acestea fizici pe care noi îi vedem, da? Din care cade ploaia. Nu este vorba despre așa ceva fiere. Dacă citiți în Psalm, nu știu sigur dacă mi-amintesc acum Psalmul acela, dar aș vrea să vedeți ceva. Dacă citiți în Psalm, de exemplu, este un pasaj în care Biblia spune așa, că Domnul își face din nori, da, și din care, spune, își face slujitorii săi. Dacă n-am să găsesc versetul acesta acum, am să-l caut ulterior. Însă este un loc în care Biblia spune că norii aceștia reprezintă, de fapt, pe îngerii lui Dumnezeu. Și vă amintiți imaginea acelea din Ezechiel și din alte locuri în care spune că era un nor și un car care avea roți vii, care strigau slavă, slavă, slavă lui Dumnezeu. Sfânt, sfânt, sfânt. Cu alte cuvinte, norul acela pe care va veni Iisus, pentru că Biblia spune că Iisus va veni pe norii cerului. Să nu vă imaginați că Iisus va veni pe niște nori. Nu, prieteni. Norii aceia reprezintă pe îngerii lui Dumnezeu. Adică Iisus va veni cu toți îngerii lui ca să ne ia acasă. Acum, gândindu-ne la lucrul acesta, vreau să observați ceva. Satana spune, mă voi sui pe vârful norilor, vor fi ca cei preanalți. Ce înseamnă mă voi sui pe vârful norilor? Adică, dragi prieteni, Satana își dorea să fie deasupra tuturor ființelor create de Dumnezeu. Să fie, spune, pe vârful norilor. Pe vârful norilor înseamnă sus, în cea mai înaltă poziție posibilă, și El să comande și toți îngerii să-i se supună Lui. Observați, cu alte cuvinte, El voia să ia autoritatea Lui Dumnezeu, locul, poziția Lui Dumnezeu și să o ocupe El. Asta este gândul pe care îl înțeleg eu. În versetul 14 ne spune, voi fi ca cel preanalt. Deci nu este nicio îndoială că Satana vrea să aibă poziția de conducere totală, absolută, în împărăția Lui, în cerul sus acolo. El voia să conducă peste toate oștile îngerești. Când El rostește un cuvânt, tot să facă ca El. Acum, acesta este un gând pe care aș vrea să rețineți. Însă ceea ce mă interesează pe mine în mod special este ultima parte a versetului 13 și aș vrea să citim încă o dată împreună. Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării. Rețineți expresia aceasta. Muntele adunării Dumnezeilor. La capătul miezei noapte. Deci se pare că este un munte acolo, care este numit muntele adunării și el este la capătul miezei noapte. Imaginați-vă, muntele adunării înseamnă unde se adună toate făpturile create de Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu vorbește. Și acest lucru și îl dorea Satana. El dorea ca să stea acolo, în partea de nord, pe muntele adunării, toți să fie adunați în fața lui. Da? Undeva în atenția lui, ca să spună, să fie aduși în fața lui. Și el să vorbească și să aibă autoritatea asupra tuturor. Cu alte cuvinte, Satana nu voia decât să aibă... Ce voia Satana? Voia să aibă poziția pe care o are Iisus Hristos. El voia să ocupe locul lui Dumnezeu. Ca autoritate. Acum, spune așa, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezei noapte. Când citim despre capătul miezei noapte sau miezei noapte în Sfânta Scriptură, miezei noapte înseamnă de fapt partea de nord, da? Ca poziție geografică, în partea de nord. Acum,
Pentru ca să înțelegem mai bine ce loc a avut să ocupe Satana și care era natura acestui război despre care vorbim noi, că a început în cerul și s-a mutat pe pământ. Aș vrea să facem un pas mai departe și aș vrea să vedem ce era în partea de miază-noapte sau în partea de nord. Pentru că dacă vom înțelege ce se afla în partea de miază-noapte sau partea de nord, vom înțelege de asemenea ce a vrut Satana să facă, da? Și care a fost planul lui. Da, am spus până acum că el a vrut să ia locul lui Dumnezeu. Al lui Iisus Hristos. Al lui Mihai. Dar haideți să vedem ce spune Psalmii, capitolul 48. Psalmii, capitolul 48. Vă voi citi de aici versetul 2. Versetul 2 mai departe. Haideți să citim chiar de la versetul 1. Mare este Domnul și lăudat de toți. În cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele lui cel sfânt. Deci pe muntele acesta cel sfânt se află cetatea lui Dumnezeu. Acum, frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului, în partea de miază noapte este cetatea Marelui Împărat. Deci ce se află în partea de miază noapte, în partea de nord? Spune Biblia că se află cetatea Marelui Împărat. Cine este Marele Împărat? Este Dumnezeu. Este Mihai, este Iisus Hristos. Deci locul lui Iisus Hristos în ceruri se afla în partea de miază noapte, în partea de nord. Și acum Satana spune așa: eu vreau să fiu ca cel preanalt. Mă voi sui în cer, spune versetul 13, și îmi voi ridica scaunul mai presus de stelele lui Dumnezeu, adică mai presus de îngeri. Voi ședea pe muntele adunării în partea de miază noapte. Adică ce voia Satana să facă? Voia să ia locul lui Dumnezeu. El voia să ocupe poziția lui Mihail. De ce vrea Satana la poziția lui Mihail? Haideți să descoperim împreună care era problema. De ce Satana își dorea atât de mult să aibă poziția aceea? De ce a vrut să stea în locul acela? Știți de ce, prieteni? Pentru că atâta timp cât Mihail ocupa acea poziție în partea de miază noapte, unde este cetatea Marelui Împărat, atâta timp cât Mihail era împăratul și conducătorul, asta înseamnă că tot ce zicea Mihail trebuia să fie respectat, ascultat, îndeplinit. Și vreau să știți că îngerii găsesc o plăcere deosebită în a împlini voia lui Dumnezeu. Îngerii găsesc o plăcere deosebită în a face ceea ce le spune Dumnezeu. Spune tot în Psalm, voi îngerilor care împliniți poruncile lui Dumnezeu. Adică îngerii sunt bucuroși să asculte de Dumnezeu. Dar atâta timp cât Mihail rămânea pe poziția lui, el a putea să aibă autoritate asupra tuturor celorlalți și ceea ce spunea el era ceea ce îngerii trebuiau să facă. Acum Satana își dorea să ocupe această poziție. Adică el ar fi vrut ca întreaga oaste îngerească din ceruri să asculte de cuvântul lui. Vreau să observăm ceva. Am citit despre faptul că în partea de miază noapte era cetatea Marelui Împărat. Mergeți acum cu mine. Deschideți împreună cu mine în Exodul capitolul 26 și aș vrea să vedem în sistemul iudaic, când Dumnezeu a poruncit lui Moise să construiască sanctuarul. Și nu uitați că sanctuarul este acea imagine care ne descoperă nouă planul de mântuire și ne descoperă de asemenea anumite lucruri cu privire la lucrarea pe care Iisus o face în favoarea omului, dar ne dă posibilitatea de asemenea să vedem anumite lucruri și să înțelegem anumite lucruri cu privire la această luptă care s-a dat la început. Și putem să vedem care era motivul pentru care Satana lupta împotriva lui Dumnezeu. Uitați ce spune aici în Exod capitolul 26. Vom citi versetul 35. Și aș vrea să vedem ce se afla în partea de miază noapte sau în partea de nord a sanctuarului. Spune așa: masa s-o pui din coace de perdea și sfeșnicul în fața mesei, în partea dinspre miază zi a cortului. Iar masa s-o pui înspre partea de miază noapte. Deci masa cu pâinile pentru punere înainte se afla în partea de miază noapte a sanctuarului sau în partea de nord, în sfânta, în locul sfânt. Interesant lucrul acesta.
Acum, o întrebare foarte simplă pe care cred că fiecare dintre noi o cunoaștem. Masa cu pâinile pentru punere înainte, ce simboliza în sanctuar? Sau ce simbolizează ea pentru noi astăzi? Ce reprezintă pâinea în Sfânta Scriptură? Dacă mergeți în Matei, capitolul 4:4, spune Iisus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Deci pâinea reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu se afla în partea de nord a sanctuarului. Adică poziția lui Iisus în ceruri, mă scuzați, lui Dumnezeu, da? Cel care a devenit Iisus când a venit pe pământ. Poziția lui Mihail, acolo în ceruri, era în partea de nord, ceea ce înseamnă că autoritatea cuvântului lui Dumnezeu era cea care conduce și conducea între universuri. Și atâta timp cât Dumnezeu conducea prin autoritatea cuvântului Său și atâta timp cât ființele acelea erau supuse autorității sale, era pace și liniște și ordine și armonie. Însă Satana a răvnit la ce? El a răvnit la acea poziție. De ce? Pentru că Satana a vrut ca cuvântul lui să fie cel ascultat. Satana a vrut să aibă parte de această experiență. El a vrut ca să spună ceva și toată lumea să facă ce spune el. Adică Satana își dorea o poziție mai înaltă. El dorea să aibă însă și poziția lui Dumnezeu. Acum, frații mei, vreau să observați un lucru. Conflictul despre care noi vorbim, războiul acela care a început în cer și care s-a mutat pe pământ, este războiul cu privire la cine are autoritate și cine spune adevărul. Aș vrea să observați un lucru. Bătălia cea mai mare care se dă în lumea noastră de astăzi nu este cu privire la politică, nu este cu privire la știu eu ce alte mișcări care există în lumea noastră, dar societățile acestea care încearcă să obțină anumite avantaje. Vreau să știți că bătălia adevărată nu există nici măcar cu privire la teritorii, la țările care se luptau mai de mult pentru ca să cucerească anumite locuri. Nu, prieteni. Adevărata bătălie se dă cu privire la cuvânt și autoritate. Adică, Satana a vrut ca să înlocuiască cuvântul lui Dumnezeu și autoritatea lui cu cuvântul lui propriu și cu autoritatea lui. Observați în imaginea aceasta, masa cu pâinile pentru punere înainte spune că se afla în partea de nord, adică la miază noapte. Deci când Satana spune, mă voi sui pe muntele adunării și voi ședea la capătul miază noapte, ce vrea să facă Satana? El vrea să ia cuvântul lui Dumnezeu să-l dea la o parte, pentru că cuvântul lui Dumnezeu descoperă planul lui, autoritatea lui ca și conducător a universului și a acestei planete. Satana vrea să îndepărteze cuvântul lui Dumnezeu și autoritatea lui și vrea să o pună pe a lui în locul lui Dumnezeu. Adică ce vrea să facă Satana? Vrea să schimbe cuvântul lui Dumnezeu. Vrea să îl înlăture. Vrea să mă întreb, a reușit el să facă lucrul acesta? Știați că Satana în felul acesta a reușit să atragă îngerii de partea lui în cer? A început să vorbească împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu, dragi prieteni, nu este nimic altceva decât legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este cuvântul Său. Dacă citiți Sfânta Scriptură, haideți să citim împreună versetul acesta. Psalmii, capitolul 119, și vom citi de la versetul 142. Ascultați ce spune aici. Dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Și vreau să știți și versetul 151. Dar Tu ești aproape, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul. Deci poruncile lui Dumnezeu egal adevărul. Acum haideți să vedem ce este adevărul. Ioan, capitolul 17, vom citi versetul 17. Biblia spune așa. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci cuvântul lui Dumnezeu reprezintă adevărul. Iar cele 10 porunci reprezintă și ele adevărul. Cu alte cuvinte, adevărul reprezintă pe cele 10 porunci și reprezintă în același timp cuvântul lui Dumnezeu. Deci când noi spunem că cele 10 porunci sunt egal cuvântul lui Dumnezeu, suntem corecți în privința aceasta. Vreau să observați, prieteni, ceea ce a țintit Satana cu adevărat a fost în poruncile lui Dumnezeu. Pentru că atâta timp cât există o lege, există ordine, există armonie, există siguranță.
Dar Satan a vrut să distrugă legea lui Dumnezeu, care este de fapt baza și temelia Universului și a tronului său. Și a vrut să șadă în locul acela, a vrut să dea la o parte această lege. Vă întrebam dacă a reușit. Răspunsul este da. Însă aș vrea să observați ceva și mai interesant. În sanctuar, masa cu pâinile pentru punere înainte, care se afla în partea de nord, cum vă spuneam, știți că aceste pâini, care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, trebuiau să fie schimbate o dată pe săptămână? Haideți să vedem ce spune Biblia. Deschideți cu mine în Leviticul, capitolul 24, și aș vrea să citim de aici, de la versetul 8, spune așa: în fiecare zi de sabat să se pună aceste pâini înaintea Domnului neîncetat. Acesta este un legământ veșnic pe care îl vor ținea copiii lui Israel. Deci când trebuiau schimbate pâinile? În fiecare zi de sabat. Vă mai citesc un verset ca o confirmare. Vreau să vedem ce vorbește Sfânta Scriptură, că este foarte clar. Dar vreau să citesc încă o dată acest pasaj, cum este el exprimat în 1 Cronici, capitolul 9, cu 32. Uitați ce spune aici. Și unii din frații lor, dintre cheatiți, erau însărcinați să pregătească pentru fiecare sabat pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Deci când trebuiau pregătite și când trebuiau puse aceste pâini înaintea Domnului? În fiecare sabat. Cu alte cuvinte, masa cu pâinile pentru punere înainte, din sanctuar, nu doar că simbolizează cuvântul lui Dumnezeu, dar simbolizează cuvântul lui Dumnezeu în mod special cu privire la adevărul despre sabat, despre ziua șapte. Deci când Satan a vrut să stea în locul lui Dumnezeu, să se suie pe muntele adunării la capătul miezului noapte, ce a vrut el să facă? A vrut să dea la o parte cuvântul lui Dumnezeu, dar în mod special era țintit în legea în porunca lui Dumnezeu, care are de-a face cu legea despre sabat. Satan a vrut să îndepărteze cuvântul lui Dumnezeu și în mod special adevărul cu privire la ziua șapte. Vreau să vă întreb, a reușit să facă lucrul acesta? Știți că pentru majoritatea oamenilor din lumea noastră, Satana este cel care are autoritate și are ultimul cuvânt? Pentru că majoritatea oamenilor astăzi păzesc duminica, ca zi sfântă. Ei nu mai ascultă de Dumnezeu. Adică Satana a reușit să ia locul lui Dumnezeu în mintea și în inima oamenilor. Știați că acest sanctuar despre care discutăm în această ocazie, în care se afla masa cu pâinile pentru punere înainte, ne reprezintă pe noi? Pavel spune, nu știți că sunteți templul Duhului Sfânt? Deci noi suntem acel sanctuar în care Domnul Iisus Hristos vrea ca aceste pâini, acest cuvânt, acest adevăr cu privire la sabat, să aibă locul lui special în inima noastră și să fie așezat în locul potrivit, iar Iisus să fie cel care să aibă autoritate de plină în viața noastră, prin cuvântul Său. Însă Satan a spus, nu, eu nu vreau așa ceva, ci vreau să ocup eu locul lui Dumnezeu în inima voastră. Vreau ca voi să ascultați de mine, să împliniți voia mea, să împliniți cuvântul meu, autoritatea mea să fie pe pământ. Și Satana a adus același război, același conflict care a început în cer, aici jos pe pământ. Deci conflictul acum între ce este, dragi prieteni? Între cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Satana. Dumnezeu spune hotărât că vei muri, Satana vine și spune tu nu vei muri. Și de aici o lume întreagă crede ceea ce a spus Satana. Adică îl acceptă pe Satana să stea în locul lui Dumnezeu. Ca autoritate. Satana spune hotărât că veți muri. Teoria nemuririi sufletului. Toată lumea o înghite, toată lumea o acceptă, o îmbrățișează. Însă Dumnezeu spune nu. În ziua în care omul moare, pierde și planul, el nu mai știe nimic ce se face sub soare. Dumnezeu spune sabat, Satan spune duminică. De cine ascultă oamenii? De Satan. Însă vreau să știți că nu este vorba de sabat doar și de nemurirea sufletului. În orice aspect și amănunt al vieții, Dumnezeu ne cere nouă un lucru, Satan a venit cu altă alternativă. Și bătălia, frații mei și dragii mei prieteni, se dă cu privire la cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul oamenilor. Vreau să fac o afirmație foarte solemnă și vreau să fim atenți. Știați că pe baza principiului biblic, în Biblie ni se prezintă doar două puteri. Sunt oameni care nu cred lucrul acesta, dar asta este realitatea. Și anume, în lumea noastră nu există decât Dumnezeu, da? Este puterea pozitivă, puterea care face bine oamenilor, puterea care caută să ne salveze. Și de cealaltă parte există Satana sau puterea care caută să ne distrugă. Deci există binele și rău, Dumnezeu și Satana, atât.
nu există o altă situație, o altă posibilitate. Acum fiecare om din lumea aceasta se află ori într-o parte, ori în cealaltă. Nu există zonă gri. Acum, dacă lucrul acesta este adevărat, înseamnă că noi ori ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă nu, fiți atenți la următoarea afirmație. Orice cuvânt care nu este cuvântul lui Dumnezeu, orice cuvânt, ascultați-mă cu atenție, care nu este cuvântul lui Dumnezeu, este în mod automat cuvântul lui Satan. Și veți spune că este o afirmație extremă. Este extremă, dar este reală. Este adevărul, prieten. Fie că ne place sau nu, este adevărat. Dacă eu nu am un așa zice Domnul pentru ceea ce fac, pentru ceea ce spun, dacă nu pot dovedi cu Sfânta Scriptură, în mod automat, acele cuvinte, acele gânduri, acele idei, oricât de frumoase ar fi ele îmbrăcate și împodobite, ele vin de la Satan. Nu există o altă variantă. Orice cuvânt care nu vine de la Dumnezeu este de la Satan. Acum, dragi prieteni, observați așadar că în acest ultim mare conflict care se apropie și cu care se va încheia marea luptă între bine și rău, va fi folosită aceeași metodă de luptă care a fost folosită la început, când a început acest război? Care este războiul? Războiul este între cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul omului. Între ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce spune Satana. Și noi suntem cei care vom alege de cine vrem să ascultăm. Dați-mi mai să vă citesc în încheiere câteva paragrafe, pentru că aș vrea să înțelegem clar cum se dă această bătălie. Sora White a văzut lucrul acesta așa. A trimis niște sfaturi inspirate pentru toți cei care vor să le asculte. Spunea ea așa, într-o scriere a dânsei, sfatul pentru părinți, educatori și elevi, 443. Trebuie să privim Biblia ca fiind descoperirea lui Dumnezeu, a lucrurilor veșnice, lucrurile cele mai importante pentru noi. Lumea a pus-o deoparte, ca pe o carte citită deja. Dar 1000 de ani de acum de cercetare n-a repuizat comoara ascunsă din conținutul ei. Să cultivăm atunci o foame adâncă pentru producțiile autorilor omenești și să ignorăm cuvântul lui Dumnezeu? Tocmai această dorință după ceva ce niciodată n-ar trebui să poftească îi face pe oameni să înlocuiască adevărata cunoaștere cu ceva ce nu va putea face vreodată înțelepție mântuire. Speculațiile oamenilor să nu fie privite ca adevăr când sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Deci observați cum Satana încearcă pe orice cale posibilă să înlocuiască cuvântul lui Dumnezeu cu ceea ce spun oamenii, cu speculațiile lor, cu învățăturile lor, cu ideile lor. Observați cum Satana încearcă să ocupe locul pe care Dumnezeu trebuie să-l ocupe. Vreau să știți că Satana o face zi după zi în viața fiecăruia dintre noi. Aici este marea bătălie. Și întrebarea este ce se află în inima ta? Cui îi dai tu voie să stea pe tronul inimii tale? Al cui cuvânt îl asculți tu? A cui sfat îl urmezi? Citesc următorul paragraf. Creatorul cerului și al pământului, zborul întregii înțelepciuni, nu este secund nimănui, dar presupuși și mari autori, ale căror lucrări sunt folosite drept manuale de studiu, sunt acceptați și ridicați în slavă, deși nu au legătură vitală cu Dumnezeu. Prin asemenea studii, omul a fost condus pe cărări oprite. Mințile au fost extenuate în solicitări fără folos, în încercarea de a obține ceea ce echivalează cu acea cunoștință pe care au obținut-o Adam și Eva când au fost neascultători față de Dumnezeu. Deci înlocuirea acestor învățători, așa zis înțelepți, ridicarea lor în slavă, în locul cuvântului lui Dumnezeu. Mai departe spune așa. Astăzi tineri și tineri petrec ani de zile făcându-și o educație care va fi ca lemnul și miriștea de arți în focul de pe urmă. Dumnezeu nu dă valoare unei asemenea educații. Mulți elevi termină școala fără a mai putea să trateze cuvântul lui Dumnezeu cu stima și respectul pe care l-ar poda la început. Observați că pe plan educațional, Satana și-a făcut lucrarea din plin. El a înlocuit cuvântul lui Dumnezeu cu ideile omenești prin sistemul educațional. Satana astăzi cum procedează? Îți aduce înainte tot felul de idei, autori, cărți pe care tu trebuie să le citești ca să fii educat. Și lucrul acesta face ca să îndepărteze din mintea ta respectul față de cuvântul lui Dumnezeu. Tu ai o apreciere mai mare de ce spune X și Y decât de ce spune Dumnezeu.
Credința lor a fost eclipsată în efortul de a excela în diverse științe. Biblia n-a fost făcută o materie capitală în educația lor. În vreme ce cărți cu idei necredincioase și teorii nesănătoase le-au fost puse în mână. Și vreau să știți că lucrul acesta se întâmplă chiar în instituțiile noastre. Chiar în mijlocul nostru, în școlile noastre. Dacă mergeți în librăria școlilor noastre, adventiste, o spun cu tristețe, sunt zeci și sute de cărți de autori infideli, necredincioși, pe care tinerii trebuie să le citească și care nu fac altceva decât să le slăbească încrederea în Dumnezeu și să pună la îndoială ceea ce spune Dumnezeu. Toate acele cărți sunt opera lui Satan. Este încercarea lui Satana de a pune cuvântul său în locul cuvântului lui Dumnezeu. Este de fapt ceea ce Satana și-a dorit dintotdeauna, să șadă pe muntele adunării la capătul miezului noapte. Adică să ocupe locul cuvântului lui Dumnezeu în mintea și inima noastră. Și în instituțiile noastre chiar. De învățământ. Păi acolo unde vedem toate aceste cărți, dragi prieteni, ar trebui să fie spiritul profetic. Ar trebui să fie Biblia. Și adevărurile importante pentru timpul acesta. Mintea noastră trebuie umplută cu adevărul soliengerului al treilea. Dar avem tot felul de materiale. Și vreau să vedeți că noi facem un pas mai departe. Nu numai că ea lovește în problema educației, ca fiind cauza pentru care noi oferim tinerilor cărțile acestea autorilor necredincioși. Dar ea merge mai departe și spune așa. Într-o altă scrie, slujitorii Evangheliei, dacă nu mă înșel, pagina 11. Ascultați ce spune aici. Publicațiile noastre au datoria cea mai sfântă de a expune în modul cel mai clar, simplu și direct, bazele spirituale ale credinței noastre. Peste tot oamenii trebuie să iau hotărârea de partea cui să fie. Ei toți vor alege să fie ori sustindarul adevărului și al împlinirii, ori sub puterea apostaziată. În timpurile acestea, soria lui Dumnezeu către lume trebuie să fie afirmată cu o hotărâre și o putere de o asemenea natură, încât oamenii să fie nevoiți să abordeze direct adevărul. Oamenii trebuie să fie aduși în situația de a vedea superioritatea adevărului față de multitudinea de erori care sunt afirmate din ce în ce mai mult, încercând să înlocuiască, dacă ar fi posibil, cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp solemn. Deci încearcă cărțile autorilor acestea necredincioși să înlocuiască adevărul prezent pentru timpul acesta. Da, prieteni. Și uneori, chiar din publicațiile, chiar din editurile noastre, ies cărți sub tipar, care sunt cărți care vin de la cel rău. Sunt autori infideli care scriu împotriva mesajului nostru advent, care distrug natura Domnului Iisus Hristos și care aduc o nouă teologie. Observați cum Satan a reușit să-și găsească locul și în sistemul nostru educațional și în casele de editură. Și Satan nu va cruța nicio ocazie de a-și aduce la îndeplinire planul lui. Pentru că el nu vrea decât un singur lucru. Să șadă la capătul miezului noaptei. Adică să ia locul lui Dumnezeu. Să ia locul cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră, în inima noastră, în bisericile noastre și peste tot. Și un mod mai eficient prin care Satana face lucrul acesta, știți care este? Când Satana se așează la amboanele noastre. Prin pastorii neconsacrați, frații mei. Prin predicatorii neconsacrați. Și nu mă refer doar la pastori. Poate să vină și predicatori laici, da? Care să spună lucruri false, erezii. Dar vreau să știți că Satana încearcă pe calea aceasta să distrugă credința noastră. Adică el stă la amvon prin reprezentantul acesta, copilul lui Dumnezeu. Și el rostește o solie care contrazice cuvântul lui Dumnezeu. Dar folosește tot cuvântul. Și Satana știe exact cum să facă. Spune că mulți vor sta la amvoanele noastre cu torța lor aprinsă din focul lui Satan. Frații mei, am ajuns într-un timp când noi trebuie să fim foarte atenți. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este înlăturat mai mult ca oricând. Ce spunea Apostolul Petru și Ioan când au fost duși în fața soborului? Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Sola Scriptura, frații mei. Nu pentru aceasta au luptat înaintașii noștri. Nu pentru aceasta s-a ridicat protestanții ca să apere cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi nu mai există niciun respect pentru acest cuvânt. Și când spun cuvântul lui Dumnezeu, mă refer și la Spiritul Profetic. Pentru că Spiritul Profetic este parte din cuvântul lui Dumnezeu. Este o recunoaștere a darului profetic menționat în Apocalipsa 19. Și observați, dragi prieteni, cum Satana încearcă să-i ucidă pe profeții de astăzi. El o ucide pe sora White, nu la modul fizic, dar o ucide prin faptul că dă la o parte cărțile ei, scrierile ei, sfaturile ei,
Și biserica aceasta face lucrurile după planul altcuiva. Adică Satana a reușit să-și ocupe locul lui, poziția lui pe care și-a dorit-o. Acum, dați-mi voie să vă citesc următorul gând. Scopul suprem al publicațiilor noastre este acela de a înălța pe Dumnezeu și a îndrepta atenția oamenilor către adevărul cel viu, din cuvântul său. Cu privire la adevăr, Dumnezeu ne cheamă să ridicăm standardul său și nu pe al nostru sau al lui. Deci, prin publicațiile noastre, standardul lui Dumnezeu trebuie înălțat, cuvântul lui trebuie scos în evidență. Editorii periodicelor noastre, profesorii din școlile noastre, președinții de conferință, au cu toții nevoie să bea din apa pură a râului vieții. Cu toții trebuie să înțeleagă pe deplin cuvintele pe care Domnul le-a spus femeii samaritene. Toți trebuie să bea din acest cuvânt și apoi să exprime doar acest cuvânt. Președinți de conferințe, profesori din școlile noastre, toți, de la toate nivelurile. Dacă nu facem lucrul acesta, dragi prieteni, ne facem lucrarea lui Satana, de fapt. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Ascultați această afirmație. Sfatul pentru părinți, 423. Dacă au vreo valoare cuvintele omului, sunt ecoul cuvintelor lui Dumnezeu. În educația tinerilor, niciodată cuvântul omului nu trebuie să ia locul cuvântului lui Dumnezeu. Și următoarea afirmație foarte bine cunoscută spune așa. Tragedia veacurilor 595. Dar Dumnezeu va avea un popor pe pământ care să susțină Biblia și numai Biblia, ca măsura tuturor învățăturilor și temelia tuturor reformelor. Părerile oamenilor învățați, deducțiile științei, crezurile sau hotărârile consiliilor eclesiastice, atât de numeroase și contradictorii, cum sunt și bisericile pe care le reprezintăm, glasul majorității, niciuna, nici toate la oaltă, nu trebuie privite ca dovadă pentru sau împotriva vreunui punct al credinței noastre. Înainte de a primi orice învățătură sau precept, trebuie să cerem un clar așa zice Domnul în sprijin ei. Avem nevoie să revenim la acest spirit, dragi prieteni. Noi să mergem după un așa zice Domnul, pentru că dacă nu este așa zice Domnul, este așa zice omul sau Satana. Ultimul paragraf. Spune așa. Mărturii volumul 4, pagina 502. Ascultați cât de clar este gândul acesta. Cuvintele Domnului Hristos sunt de valoare mai mare decât părerile tuturor medicilor din univers. Și apoi spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Vreau să vă întreb, în acest ultim mare conflict, în care suntem cu toții implicați, aș vrea să ne aducem aminte, care este războiul care a început în ceruri? Care a fost natura războiului care a început în ceruri? Războiul a fost cu privire la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu sau ascultarea de Satan. Și îngerii de acolo s-au separat în două tabere. Unii care au ales să asculte de Dumnezeu în continuare și alții care au ascultat de Satan. De aceea spune Biblia Mihail cu îngerii lui și Balaur cu îngerii lui. Dar observați că aceeași bătălie care a început împotriva cuvântului lui Dumnezeu și împotriva legii lui în ceruri s-a mutat acum pe pământ. Și după cum vă spuneam, Satan încearcă să ia locul lui Dumnezeu în sanctuar. Acolo unde se aflau masa cu pâinile, adică cuvântul lui Dumnezeu. Satana vrea să înlocuiască acel cuvânt cu propriul său cuvânt. Și vrea să înlocuiască ziua adevărată de a sabatului cu ziua duminicii. Vreau să vă întreb, a reușit Satana să facă lucrul acesta? Cu siguranță, prieteni. Dar acum Dumnezeu ne cheamă pe noi să recunoaștem că este o încercare continuă de a distruge, de a da la o parte ceea ce spune Dumnezeu. Și de a lăsa ca în locul cuvântului lui Dumnezeu să fie cuvântul omului. Pe plan educațional se întâmplă asta în fiecare zi. În ce privește lucrarea noastră? În ce privește slujirea noastră în diferite departamente? Publicațiile noastre? Pe toate căile posibile, în librările noastre acasă la noi, ar fi timpul, frații mei și dragi prieteni, să luăm cărțile acelea scrise de autori necredincioși și să le aruncăm afară din casele noastre. Să facem la fel o reformă și să aruncăm cărțile din librările școlilor noastre, adventiste. N-au ce căuta acolo. Și chiar și din editurile noastre și de la Sola Scriptura, unde se vând. A sosit momentul ca noi să lăsăm pe Dumnezeu să rămână pe poziția Lui. În partea de noi spune este cetatea Marului Împărat. Dar vreau să vă citesc ultimul gând. Și veți vedea ce se întâmplă. Știați că acest împărat de la nord este amintit și în Daniel 11. Deschideți cu mine acolo. Daniel 11 cu 40 spune așa. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el.
Și împăratul de la miază noapte sau de la nori se va năpusti ca o furtună peste el cu cară călăreți cu multe corăbii, va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un râu și le va înneca. Deci cine este împăratul de la nori? Dacă studiați profeția, este papalitatea. Este acest sistem prin care Satana conduce întreaga lume, care de fapt lucrează în ca să spun așa, lucrează în contul lui Satana, lucrează pentru el. Și n-au făcut altceva decât să înlocuiască cuvântul lui Dumnezeu cu cuvântul lui Satana. Acesta este sistemul prin care Satana își face lucrarea lui. Și interesant, că în momentul în care acest împărat de la nord, papalitatea, va încerca să înghită pe toți, spune că va mătura toate țările ca un râu și, într-adevăr, influența lui pătrunde în toate țările, dragi prieteni. Și va veni legea duminicală în curând. Dar în momentul când se va întâmpla lucrul acesta, adevăratul împărat de la nord se va ridica în picioare, spune Apocalipsa. Spune Daniel 12:1. În vremea aceea se va scula marele voivod, Mihail. O, dragi prieteni, toți aceia care vor rămâne credincioși cuvântului lui Mihail și al lui Dumnezeu, vor rezista în timpul acela de strântorare. Uitați ce spune. Ocrotitorul copiilor poporului său, căci aceasta va fi o vreme de strântorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile până la vremea aceasta și nici nu va mai fi. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, scăpat, salvat și anume oricine va fi găsit scris în carte. Deci numai cei care vor rămâne credincioși cuvântului Dumnezeu și autorității sale și vor asculta de cuvântul său, vor fi ocrotiți în vremea aceea. Însă cei care vor trece de partea cealaltă, vor avea și ei un împărat, pe papa, pe conducătorul acesta lumesc, în frunte cu Satana. Dar ei nu vor ieși biruitori, ci ei vor fi distruși de marele voievod Mihail. Așadar, bătălia se dă, este o bătălie crâncenă și se dă între cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul oamenilor. Iar noi suntem chemați să facem o reformă și o schimbare și să lăsăm ca Dumnezeu să ocupe acel loc în inima noastră. Noi suntem acel sanctuar. Haideți să dăm la o parte pe Satana cu toate ideile lui, cu toate dorințele lui și să lăsăm pe Dumnezeu să aibă autoritate deplină. Pentru ca să fim pregătiți în ziua aceea să rămânem cu El. Să ieșim biruitori împreună cu El când El se va ridica. Haideți să respingem orice învățătură care vine din partea acestui sistem. Sfințirea Duminicii este o blasfemie, prieteni. Și noi trebuie să avertizăm lumea cu privire la lucrul acesta. Dar nu începe acolo problema. Problema este la noi acasă și în inima noastră. Pentru că ori de câte ori noi cedăm în fața ispitelor lui Satana și ori de câte ori noi ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu și facem altfel de cum ne spune El, în afaceri, în îmbrăcăminte, în alimentație, în comportamentul nostru, în toate aspectele vieții noastre, prin faptul că urâm și desconsiderăm pe celălalt și avem mânie și ură față de El. Ori de câte ori procedăm așa, noi ascultăm de Satana și ne pregătim ca să-L urmăm pe El. Ne pregătim ca să-i dăm Lui voie să locuiască în inima noastră. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere să ieșim biruitori. Și în acest ultim mare război să respingem pe Satana. Să nu-i permitem să-și ia locul pe tronul inimii noastre. Ci să lăsăm pe Dumnezeu să locuiască în noi. Aceasta este dorința mea pentru fiecare dintre noi. Și Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși. Dumnezeu să ne binecuvinteze.